politicianii ăștia așa. Da? Adică n-are nicio importanță că e 800 de lei, că e 30 de lei, că e 84 de lei. N-are nicio importanță pentru evoluția unei țări. Bă, asta mulțumește niște familii. Sigur că putem să înțelegem, dar noi nu suntem politicieni. Noi suntem jurnaliști. Pe mine nu mă interesează că mărirea de 3 ore a alocației pentru copii, care, sigur, nu se va întâmpla niciodată lucrul ăsta, dar presupunând ce vrea PSD-ul, ar mulțumi niște familii prin niște sectoarele capitalei și pe la Bobohalma. Pe mine nu mă interesează. România nu are nimic de câștigat din asta. Că umple 2-3 guri, asta nu înseamnă că am mers înainte. Dar acest partid, care n-a avut niciodată altceva decât niște cărături de geacă și de bidoane, evident că nu poate să gândească mai departe. El a mers tot timpul pe ideea, bă, dacă are mațul plin românul, o să voteze cu PSD-ul. Și au reușit, iată, chiar și în aceste momente te trec fiorii pe șira spinării când te gândești cum au reușit să deturneze această criză sanitară. Numai că aici nu este numai vina PSD-ului, tovarășe Iohannis. V-ar fi spus și Emil Hosu pe vremuri, când venea de la CAP și își întâlnea iubita care era la dispensar. Da. Nu este numai vina PSD-ului. PSD-ul numai atât știe. Noi asta trebuia să fiți mai deștepți decât ei și să-i convingeți pe români cu armele pe care le aveți la dispoziție de periculozitatea situației, de necesitatea de a face front comun, de a reuși să ne purtăm într-o altă dimensiune spirituală, morală. N-ați reușit lucrul ăsta, dimpotrivă. A râs lumea de voi cu măsurile pe care le-ați luat. Starea de urgență. Lăuda astăzi președintele Iohannis, totul a funcționat perfect atunci. Oamenii au stat în casă cât au stat. Unii n-au respectat nici atunci legea. Da? Ați dat de 13 milioane de euro amenzi. Da? Cele mai multe dintre ele fără nicio justificare. Și în rest n-ați făcut nimic. Ați ținut economia pe loc 3 luni. Deși, vă repet, situația nu o justifica în România atunci. Nu era niciun motiv să stăm în case la modul în care am făcut-o, pentru că situația nu era deloc alarmantă și trebuia văzută măcar situația. Luna aprilie, cel puțin, trebuia făcut un test, pentru că noi nu eram Spania și Italia la vremea respectivă și la noi moșii nu stăteau la cafenele. Ei ieșeau până la cumpărături, plimbau câinele, se întorceau acasă. Noi nu aveam o situație similară. Noi ne-am luat după aia, am copiat. Asta a făcut guvernul României. A copiat ca la teză după unii care învățaseră mai mult decât ei. Nu ne-a servit foarte mult, pentru că ei și-au văzut de treaba lor. Ei au analizat pe situația de la ei, nu pe situația de la noi. Sigur, au emis un semnal de alarmă în toată Europa, de care noi ne-am agățat imediat, fără să judecăm. Cine să judece, bă, Raed Arafat? Evident că nu. Și atunci ne-am luat după ei, fără niciun pic de minte, și acum când ei au ieșit din situația asta, cum au ieșit, da? Cu atâtea victime și atâtea calcule și socoteli, uite unde suntem noi. Avem numărul morților din Spania, Italia și Franța la un loc, în România, într-o singură zi. Deci acolo am ajuns. Fără ca astăzi să mai avem curajul să facem ceva. Acum băgăm asta cu masca în spațiile publice, adică în aer liber, da? Pentru că așa am văzut că se poartă și la alții. Belgia, de exemplu, e obligativitatea purtării măștii oriunde. Când ai ieșit din casă, trebuie să poți masca indiferent unde te duci, că ești în aer liber, că nu tot timpul. Văzând România că asta ar fi o soluție care să coste mai puțin electoral, a adoptat-o pe asta. Iarăși fără nicio legătură cu situația de la noi. La noi nu poartă mască nimeni corespunzător. Da? Eu sunt convins că 95% din populația României poartă masca neregulamentară, în ciuda apelurilor domnișoarei respective în fiecare zi. Ne sună în cap apelurile, poartă masca alea ca picamărul. Fix așa l-auzim de nu știu câte ori, pe orice dai. Și la desene animate, la reclame, tot doamna cu masca e. Deci o auzi absolut peste tot. Nimeni, da? Maximum 5% din populația României poartă masca corect și o îndepărtează de pe față corect, o utilizează odată dacă este de unică folosință sau de mai multe. Deci este un haos total, nimeni n-a explicat cum trebuie. Astăzi, de exemplu, am venit la serviciu în autobuzul 381 care vine, eram singurul cetățean care purta mască. Nu erau mulți, erau vreo 15, 14 nu purtau mască. Deci asta este capitala României în momentul de față. Asta este treaba guvernului.
Guvernul trebuia, primăria, bineînțeles, să se ocupe de lucrurile astea. Aici nu-i vina PSD-ului. PSD-ul a profitat de stângăcia acestui partid care seamănă ca două picături de apă cu lăturile lui Ciolacu. Da? Lăturile lui Ciolacu sau lăturile de la putere este același lucru. Niște PSD-iști mai proști, așa cum am spus-o de fiecare dată. În ce sens mai proști? Cu mai puțină experiență. Da? Ăia sunt într-adevăr prietenii hoției. Da? PSD-iștii și ai lucrului prost făcut. Da? Ai lucrului de mântuială. Ei sunt campioni astea. De ce mai aveam nevoie de încă un partid care să facă tot același lucru? Mi se pare absolut inutil. Bun. Dincolo de intervenția încoată total inoportună a lui Kelemen Hunor, care nici în acest al 12-lea ceas n-a înțeles că nu este chestie de răfuială. Noi speram totuși de la acest alt tip de politician, partidele astea din rândurile 3 și 4, speram totuși un alt discurs. Deci nu asta contează acum ce declarație a avut Klaus Iohannis în urmă cu două luni. Da? Declarații care până la urmă ne-au pus totuși într-o situație de veghe, oarecum, într-o situație de îndoială. Ne-am pus niște întrebări atunci dacă funcționam bine cum funcționăm. Sigur că răspunsul era nu. A avut o intervenție salutară care cumva îi va salva o parte din mandat în acea seară de pomină, finalmente, pentru că evident a fost greșit interpretată de mediocritatea clasei politice mondiale. Dar intervenția lui Kelemen Hunor astăzi n-are... Să vină cu soluții, domnul Kelemen Hunor, că este politician român. Da, este cetățean român. În niciun ziar din străinătate el nu apare de cetățean maghiar. Peste tot când se vorbește, se vorbește de românul Kelemen Hunor, da, de românul Marco Bello, ala ei n-are... În străinătate nu există ideea asta. Sigur, în afară de Ungaria. Dar în rest, nu. Deci el ar fi trebuit în contextul ăsta să lase deoparte cherelele astea că l-a făcut ăla nu știu cum în seara respectivă. Nu, să spună despre asta. Ce este de făcut în momentul de față? Nu să vină să se certe pe niște subiecte care nu mai contează. Nicușor Dan propune 15 parcări, Dumnezeule mare. 15 parcări în afara Bucureștiului. Păi în cazul ăsta, Nicușorule, Bucureștiul ar depăși Londra și Parisul la un loc. Da? 15 parcări de-astea de mare anvergură în afara capitalei care să descongestioneze traficul, asta ar fi marea idee a lui Nicușor Dan. Ele vor fi plasate la principalele intrări în oraș, adică la toate. 15 parcări nu înseamnă două parcări. Cât că toar și o băluță la ora asta să scobește între dinți și râde așa în barbă. El care am înțeles că am pânzit sectorul 4 cu parcări. Da. Este Dumnezeu sectorului 4, dar și o băluță. Nici măcar Piedone Popescu nu se mai reprezintă la sectorul lui. Și-a dat seama că pe băluță nu-l bate nimeni. Hillary Clinton, dacă venea la sectorul 4, acum cu înfrângerea asta nemeritată, neînțeleasă de nimeni de la Casa Albă, și tot n-ar fi câștigat la 4. Tot o băluță, bă. Deci ăsta îi va da la un moment dat lecții chiar lui Robert Negoiță. Adică dacă la un moment dat băluță își va dori, va prelua și treiul. Uite, chiar s-ar... Da, nu știu. Avem și noi în sfârșit un edil capabil, peste medie, un fel de Titulescu al sectoarelor capitale și putem să facem și noi, și eu cu propunerea asta, o unificare între sectoare, adică dacă tot are capacitatea asta incredibilă de muncă băluță, n-am putea să-i mai dăm un sector? Nu? Cum vă spuneam că se întâmplă în Marseille, unde sectoarele sunt cuplate. Unul e cuplat cu șaptele, de exemplu. Da? Sigur, treiul e cuplat cu patru, optul e cuplat cu nouăle, dar unul e cuplat cu șaptele, adică două sectoare cu câte un primar. De ce n-am putea să facem și noi lucrul ăsta? Să-i dăm domnului Băluță încă un sector, ba poate chiar două, la modul în care se desfășoară activitatea, cine trebuie șase primari? Da? Vor avea, atenție ce spune domnul Nicușor Dan, când întoarcem la el, între 500 și 2000 de locuri aceste parcări. Atenție, nu locuri de muncă, locuri de parcat, da? În funcție de importanța arterei care intră în oraș. Și le va fi asigurată supraveghere și pază pentru că oamenii care își lasă mașinile aici
să aibă garanția că le găsesc în siguranță. Bun, asta n-am înțeles nici de la doamna Firea, cum se pot întoarce oamenii ăia. Dacă tu îți lași mașina, să zicem, la intrarea din Pipera, vii de pe autostrada de la Ploiești, îți lași acolo la, în Pipera mașina și tu lucrezi, să zicem, undeva în Floreasca. Adică ai de mers pe jos vreo 20-25 de minute. Păi și ce faci după aia? Te întorci, pierzi 50 de minute pe zi numai ca să te... Da, nu este fezabil în București, ar fi fezabil în Norvegia sau în Danemarca, dar nu la noi. Evident că nimeni nu va face așa ceva. Românul este un hoț și un pungaș. El va încerca să fenteze lucrurile astea, fie că e politician, fie că e cetățean de rând, pe el nu-l interesează decât să-i fie lui bine. O să petreacă 50 de minute mers pe jos când el vine cu mașina. Ce conducător auto în capitala României merge în viața lui 50 de minute pe jos? Nu merge niciun minut pe jos. El și la șaormărie se duce tot cu mașina. Deci nu ține. Evident că este o utopie. Dar uite, îi spun eu lui Nicușor Dan. Deci câte parcări? 15? Niciuna. Deci, uite, pariul meu este că se vor face, dacă Nicușor Dan va ajunge vreodată primarul Bucureștiului, nicio parcare în afara Bucureștiului niciodată. Da? Câte zile avea Nicușor Dan sau cât o mai fi viață pe pământ? E imposibil așa ceva, pur și simplu, că el pe ce lume trăiește? Da, sigur că trebuie să promiți ceva, o promisiunea nu este chiar atât de nătângă ca astea cu, da, facem niște panseluțe, vă mai punem niște trandafiri. Totuși aș atrage atenția domnului Băluță de la 4 și în curând primarul sectoarelor 5 și 6, probabil că acolo e nevoie mare de o mână de asta de gospodar. Asta cu paza la școli, totuși, e un punct în minus crunt de tot. Adică, mai ales disprețul față de școală. Se vede pe fața domnului Băluță, dar este suficient să te uiți câteva secunde la fața domniei sale și îți dai seama că între el și școală, cum a fi zis Mihai Neamțu, nu există niciun fel de legătură. Deci ăsta este chiar subiectul care nu-l interesează deloc, pentru că asta a fost o discuție directă cu domnul Băluță la un moment dat. S-a spus, dar paza la școli, faimoasele școli ale sectorului 4, a zis, n-aveți decât părinți să vă plătiți voi paza. Eu pun trandafiri de ăștia de metal. Și dus a fost, nu l-a interesat. Este totuși un subiect crunt, chiar și pentru împărăția sa, cât v-am mai spus lucrul ăsta, dacă s-ar întâmpla o tragedie la o școală de asta supraaglomerată din București, unde sunt câte 35-40 de copii într-o clasă, o tragedie de tipul ăsta i-ar cădea capul cum i-a căzut atunci marelui păcălici Victor Ponta, a, după tragedia de la Colectiv. Deci atenție, și evident și lui Piedone, care era, îl țineți minte, livid la față și acum sigur că l-așteaptă pușcăria, l-așteaptă voucherele în pușcărie. Deci, domnul Băluță, oricât strandafiri, oricâte parcări, oricât ați face, o tragedie la o școală dintr-asta vă dă peste cap definitiv cariera, viața politică și familia. Asta o spunem doar așa, că nu se știe niciodată cum se întâmplă. Oricât ați sta de bine instalat în scaun și cât proști v-ar vota la fiecare alegeri locale, totuși mai sunt unele probleme pe care, încă o dată, dintr-un orgoliu de ăsta, de două clase primare, n-ați vrut să-l îndepliniți. Bun, ajungem în sfârșit la omul nostru, Mihail Neamțu, care-i propunerea PMP pentru primăria sectorului 3. Deci, domnul Neamțu este ori concur. Am să ne ierte că vorbim în limba lui Dacian Cioloș, dar pe Cioloș l-a făcut Mihail Neamțu vuvuzea franțuzească. Revenim imediat. Deci domnul Neamțu zice așa, aventurierii politici conduși de Dan Barna, asta a fost prima lui țintă, binevenită evident, fac praf șansele dreptei de a o bate pe Firea. Este incredibil acest Dan Barna, o nulitate, un gropar absolut, atât al USR cât și al dreptei. Bă, și cum credeau unii, da? Cum credeau unii în Dan Barna ăsta la un moment dat? Tot felul de corporatiști de ăștia care tot așa se informează de la prieteni, într-adevăr, și mai citeau unii Dilema Veche când mai apărea, îl considerau pe Dan Barna ăsta un Churchill. El era, se vedea pe fața lui. Da? Unul venit așa din întâmplare cu două numere mai mari la sandalele alea, ce să facă, mă, Dan Barna? Bă, și le-am spus atunci, bă, oameni serioși de ăștia, jurnaliști de ăștia care se pretendeau
Domnul Iolu, de exemplu, mare jurnalist de ăsta de opinie, care tăia și despica pe rețelele de socializare, cu Dan Barna am spus, cum vă puteți, bă, cum vă puteți atașa de asemenea personaje? Voi n-ați citit nimic în viață. N-aveți niciun pic de intuiție. Dar nu întrepătrundeți așa, adică n-aveți niciodată să vă treacă prin minte așa vreo idee, să vă străfulcereze la un moment dat, să spuneți, bă, tată, fii atent ce m-am gândit aseară. Dar dacă ar sta lucrurile așa. Sau a mai fost un precedent pe la 44, nu știu pe unde, sau un război din Vietnam, sau nu știu, să faceți așa o paranteză. Nimic. Deci voi venea unul de ăsta acolo, spunea două vorbe, mânca ceva, vă dădea și vouă să vă băgați în buzunarele alea pentru sosuri niște chifteluțe și le luați de bune, nu? Se pare uluitor. Și ăsta l-a făcut Muci. Atât al USR cât și al Dreptei. Acest gropar absolut. Cum e cu putință ca această nulitate absolută? Când noi ne toceam coatele pe la universitățile străine, nu noi, domnul Neamțu, Barna făcea deal-uri cu baronii PSD sau PNL. Făcea bani pe schema aceasta a fondurilor europene. Făcea bani ducându-și ba soția, ba sora pe coclauri europene, pe banii dumneavoastră. Aici banii noștri, nu al lui Neamțu. Barna făcea afaceri cu PSD-ul local, cu PNL-ul local, când eu mă băteam cu PSD-ul central. Asta n-a remarcat-o. În fine, vine Barna să ne spună nouă ce să facem. Câtă nesimțire, cât tupeu pe acest individ care nu știe să lege două propoziții. Nici toarșul de la trei. Domnul Robert Negoiță nu este un as al exprimării, al oratoriei și totuși reușite să planteze câte panseluțe vrea pe metru pătrat. Acest personaj aterizat din Matrix vine să-mi spună mie ce să fac, a afirmat Mihail Neamțu. În sfârșit, iată un intelectual în România care vorbește sincer, deschis, și așa și trebuie să se întâmple. Nu să le ții pe toate pentru tine, da, ca să pari tu de pe altă planetă. Nu, așa trebuie să vorbești cu mârlanii. Din punctul nostru de vedere, evident, este o ieșire oportună, poate ușor tardivă, dar oportună. Totuși, acesta și-a îndreptat atacul apoi asupra liderului plus, Dacian Cioloș, pe care îl cataloguează de o vuvuzelă franțuzească. Cioloș vinde orice interes român pentru propaganda lui Macron. Deci exagerează, domnul Neamțu. Sigur că sunteți filo-britanic, vorbiți mai multe limbi străine și iubiți literatura franceză dintr-un anumit punct de vedere, dintr-un anumit unghi, așa. Haideți să nu-l etichetăm pe Cioloș, ce care nevastă franțuzoaică, acum înseamnă că-i dă raportul Emmanuel Macron și că ar fi vreo vuvuzelă, ești vorbă. De mult Cioloș nu mai e lider. Pe fruntea lui scrie Franța. Când vorbește cu Madame Merkel, vorbește în franceză. De ce nu vorbești în germană dacă ești așa deștept? A afirmat Neamțu. N-am avut, domnule Neamțu, haideți să o lămurim asta între noi. Eu n-am avut niciodată un politician filofrancez. Da? Nici un politician care să vorbească limba lui Molière. Da? Măcar la nivel de 4,5. Haideți totuși aici să avem un pic de larghețe. Da? De la Radu Câmpeanu, care venea de la Paris, dar care, sigur, este necunoscut electoratului de astăzi, care a avut totuși o carieră relativ scurtă și a venit la bătrânețe, avea părul alb. Dar în rest n-am avut niciun politician care să știe două vorbe în franceză. Da? Ar fi mare lucru să putem să-i dăm raportul domnului Macron. Avem un politician de origine germană, chiar președintele României, dar n-a folosit nici asta. Da? Nu ăsta era punctul. Pentru asta, dimpotrivă, l-am susținut pe Klaus Iohannis la alegerile cu Victor Ponta, că era sas, că reprezenta o etnie de care aveam nevoie în momentele astea. S-a demonstrat că nu e suficient să scrie Deutschland pe fruntea ta ca să faci treabă. Așa și la Cioloș, vă rog să nu mai confundați. S-o duce el, poate, la sindrofia de 14 iulie, la Garden Party ăsta de la Eliseul nostru românesc. Dar asta nu înseamnă că e vreun francez. Vreți să-l aducem aici să-i punem două întrebări despre Franța, domnul Neamț, împreună? Noastră și cu mine. Îl băgăm pe sub masă pe domnul Cioloș. Hai, vedeți-vă de treabă, ăsta-i francez. Vai șamar de capul lui. Poate o știe soția lui. Două, trei numere de alea scurte să sune pe la vreun post de radio. Le temps de 16, de exemplu, de la RTL. Da? Compose le temps de 16. Poate știe, madame. Dar nu știe, domnule Cioloș. Vreți să-l iau aici cu canalele de televiziune din Franța? Să râdem de el cu presa din Franța? Cu ce domeniu vreți să luăm?
cu arte, cu ce vreți, băgăm în buzunar. Ma, nu, asta nu mi-a căzut bine. Ciolo își reprezintă interesele lui Emmanuel Macron. Vai și amar de capul lui. Da. Întotdeauna l-am considerat un politician de umplutură. Da? Un ardei, un plut prost, acest dacian Cioloș. Bun, ne întoarcem pe publicitate.